Am putea vedea un guvern PNL-PSD? Am văzut această variantă chiar lansată în spațiu public, chiar de Vasile Dâncu. Am văzut că ulterior domnul Ciolacu a spus că dânsul a avut o părere personală, da, nu e părerea neapărat a partidului. E greu să faci un guvern cu PNL acum, pentru că nici nu știi cine îl conduce, ce se întâmplă. Deci, în politică nu excluzi nimic. Adică în momentul în care situația din țară o cere, poți să faci guvern cu oricine. E foarte clar negociate principiile guvernării și ce vrei să faci. Dar nu e exclus. Eu nu exclud niciun fel de variantă. Am văzut în politică toate lucrurile, dar eu nu voi susține un guvern care, eu personal, care va pune funcțiile, împărțirea funcțiilor pe primul plan și nu va veni cu proiecte viabile de care este mare nevoie. Vorbim despre educație, despre sănătate, încă într-o criză pandemică, că tot se prelungește starea de alertă, tot vorbim de vaccinare. Da? Nu văd un plan, nu văd nimic. Doar așa bombe de a muta atenția de colo-colo, de a trage un capital electoral, dar nu văd un plan pe 10, 20, 30 de ani.